Dacă ați trecut în după-amiaza zilei de sâmbătă prin centrul orașului, atunci ați avut ocazia să asistați la un mini-concert de muzică indiană susținut de membrii Asociației Sahaja Yoga din Reghin. În seara aceasta în parc aici am avut un mic concert de muzică indiană. Asociația noastră transmite ideea că fiecare din noi este înnăscut cu liniște, cu pace interioară, care pe măsură ce înaintăm în vârstă, din diverse motive se pierde, și considerăm că avem o metodă de meditație prin care ne putem reconecta la această pace din interiorul nostru. Ăsta este mesajul nostru principal din această seară și am încercat să-l transmitem tuturor celor care au fost astăzi aici. Acest stil de muzică este o metodă unică de meditație pe o experiență numită realizarea sinelui. În România a început, mi se pare, în 1992, când au venit niște reprezentanți din Franța care au deschis aici, iar apoi în 1994, mi se pare, a venit și fondatoarea metodei, doamna Shima Tajini Maladevi, care este acolo pe afiș și a făcut o serie de programe publice, nu mai țin minte câte, cred că în jur de 3 în ani consecutivi, și încetul cu încetul a luat o amplare un pic mai mare.